Azi dimineață, în localitatea Traian, un minor în vârstă de 4 ani a fost surprins și accidentat de un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 39 de ani din Verești. Se pare că micuțul s-a angajat în trecerea străzii fără să se asigure. Din primele cercetări efectuate până în prezent, poliția a stabilit faptul că în timp ce un conducător auto de 39 de ani din localitatea Verești conducea un autovehicul pe strada Libertății din localitatea Traian, a surprins și accidentat un minor care s-a angajat în traversarea străzii. Conducătorul auto a fost testat, rezultatul este negativ, în continuare sunt derulate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a prejurilor producerii și accidentării minorului. Este vorba despre un copil de 4 ani și 9 luni din Traian, victima unui accident rutier. Acesta a traversat singur strada fără să se asigure. În momentul în care a fost adus de ambulanță la centru de primire urgență, era conștient, răspundea la stimuli, dar prezenta o plagă contuză supra-sprâncenară stângă, mai multe fracturi dentare la nivelul maxilarului superior și inferior, contuzii, echimoză cu escoriații la nivelul genunchilor bilateral, asociată cu tumefierea genunchiului stâng și mai multe escoriații la nivelul mâinilor bilateral. În momentul de față, se află sub supraveghere în centru de primire urgență, este în continuare în stare conștientă și așteptăm rezultatul investigațiilor efectuate, respectiv computer tomograf. Locul pe unde minorul a traversat nu era marcat pentru trecere. Se pare că mama acestuia îl însoțea atunci când s-a produs nefericitul eveniment.